Zeci de persoane au marcat ceasul aniversar printr-o petrecere la care au participat clienți fideli și angajații salonului de înfrumusețare. Janina Condoiu, șefa salonului, ne-a mărturisit că au fost 13 ani grei, dar totodată frumoși și împliniți. Au fost ani de muncă, ani de investiție. Întotdeauna am încercat să ținem pasul cu seminarii, cu specializări. Am mers noi în diferite orașe ale țării, chiar și în afara țării. Au venit traineri la noi în salon și au făcut specializări. Totul a fost așa ca un întreg, am fost o adevărată echipă. Fiecare colegă se ajută una pe cealaltă când este nevoie sau când nu are o idee. Am încercat să fie ca o familie. Și mă bucur foarte mult că colegele mele vin la servici de drag. Avem colege care sunt, bine, eu le numesc colege pentru că sunt colegele mele și le iubesc foarte mult, ele știu lucrul ăsta, care sunt cu noi chiar de la început, de când am deschis societatea de 13 ani. Și e un lucru minunat să ai lângă tine oameni dragi. La salonul Janin s-a creat o mare familie, iar multe dintre angajate lucrează acolo de când s-au pus bazele acestei afaceri. Vrem să le mulțumim clientelor că sunt alături de noi, pentru că petrecerea se adresează personalului și un număr de cliente care sunt foarte apropiate nouă și dragi în același timp. Până când se va retrage, Janina are cui să predea ștafeta. Fiul ei, Raul, muncește la același salon și se pregătește să devină la fel de bun ca mama lui. Ar avea și cine să preia ștafeta în familia dumneavoastră? Da, da, da. Băiatul meu, Raul, care încalcă pe urme și sunt foarte încântată pentru că are foarte mult potențial, foarte, foarte mult. Numai că, cum sunt băieții, e un pic mai greu, dar sunt foarte mândră de el. Da, da. Da, da, merge și el, îi place foarte mult să meargă la diferite specializări, mergem împreună, este totul foarte ok când suntem împreună. Petrecerea a continuat până târziu cu muzică și voie bună. Salonul Janin se diferențiază de restul salonelor de înfrumusețare din oraș prin tratamentele revoluționare împotriva îmbătrânirii, produse de cea mai înaltă calitate, saună, salon de bronzat, masaj, cosmetică, manicură sau pedicură. În plus, o altă atracție a reprezentantelor sexului frumos este tratamentul de păr utilizat de vedetele de la Hollywood. Este vorba despre un celebru tratament american de păr, Moroccan Oil.